Horoscopul zilei de astăzi aduce vești provocatoare pentru zodiile care au fost prea prinse în propria lor lume a iluziilor. Cei dintre noi care au avut așteptări mari și au visat cu ochii deschiși ar putea fi puși față în față cu realitatea dură. În timp ce sensibila lună din Rac se află într-un aspect tensionat cu vindecătorul Chiron, sentimentele rănite ar putea transforma rapid în vinovățirea. Berbec, știi că urmează o perioadă ocupată la muncă și ești probabil implicat în unele proiecte de muncă ce stagnează și sunt în derulare. Este de preferat să nu te complaci în această stare. Stai cu ochii pe tot ce se întâmplă în jurul tău și la concurență. Colegii și familia te susțin. Taur, deși îți propui să fii eficient și organizat, tot emoțiile sunt cele care îți dau neclaritate. Dacă ești o persoană grijulie și calculată, vei descoperi bucuria emoțiilor și căldura ce le însoțește. Îți vei face timp să simți lucrurile în loc să te gândești, iar această schimbare de comportament va cauza amuzament sau îngrijorare celor din jur. Gemeni, te poți gândi astăzi mai mult despre ce ai fi putut realiza în loc de ce ai realizat deja, iar asta se prea poate din cauza a trei planete retrograde în sectorul obiectivelor și carierei. Pe durata zilei, luna creează o legătură cu inovatorul Uranus, fapt care îți poate da anumite gânduri despre cum vechi succese îți pot alimenta un viitor mai sigur prin contribuția lor. Rac, acum ai șansa să-ți construiești credințe noi, pentru că îți apar oportunități noi și relații interesante ca rezultat al explorării unor noi idei. Energiile din zona pentru expansiunea ta te pot împinge să acționezi, iar dacă îți asumi acest lucru, experiențele pe care le vei câștiga pot fi pline de satisfacție. Leu, îți poți surprinde atenția prinsă în situații care îți solicită să te schimbi și să te încurajeze să gestionezi orice ți s-a stat până acum în calea progresului. Asta poate fi despre un proces în sine, pentru că simți realmente că trebuie să gestionezi situații care te apasă. Indiferent de cum par aceste situații, mult din ce pare dificil poate fi simplificat ușor, dându-i drumul prin detașare sau renunțare. Fecioară, așteptările pe care alții le au asupra ta pot fi copleșitoare uneori și dacă ești în această situație, este indiciul că este timpul să faci ceva în acest sens. Dacă rămâi tăcut, nimic nu se va schimba și lucrurile se pot intensifica mai mult. Oricum, vei vedea că conectându-te cu alții care sunt la fel ca și tine, îți va deschide ochii și te vei simți inspirat să fii mai puternic. Balanță. Poate ești frustrat de lungimea listei de lucruri de făcut. Mai mult, nici nu ai tot timpul din lume să o finalizezi și să te întrebi cum te poți descurca cu totul. Acum ai șansa să prioritizezi sarcinile, scrie sfatul părinților. Fii ferm în ceea ce privește pe alții care tind să-ți consume timpul, pentru că ai multe de realizat și e nevoie de eficiență. Scorpion. Dacă te simți cumva blocat cu privire la cum îți manifesti abilitățile, talentele sau sentimentele, nu da înapoi, ci acceptă acest moment. Poate că ai ajuns la granița zonei tale de confort și totuși mai ai de petrecut ceva timp aici. Cosmosul îți sugerează ca pașii pe care îi faci să fie mici și siguri, prudenți și calculați. Săgetător. Indiferent de subiectele cu care ai de-a face, focusul puternic din sectorul tău domestic sugerează că acest aspect al vieții îți este mult în minte acum. Nu da înapoi din a delega sarcini și a implica și pe alții să rezolve lucruri. Capricorn. Mintea îți poate fi o sursă de inspirație sau poate fi acea voce din cap care te critică la fiecare pas. Tu alegi. Cu un puternic accent pe acest sector, ai putea simți că totul ar fi perfect în lumea ta dacă gândurile ți-ar dispărea și ți-ar permite o pace mai mare. Asta cu siguranță nu are cum să se întâmple, dar dacă te detașezi de gânduri, vei obține un rezultat similar. Vărsător. Astăzi ar părea că felul tău de a fi liber și fără griji este în capcană prins, pentru că ești preocupat poate de alte lucruri ce nu prea lasă loc de relaxare. Unele din subiectele pe care le ai de înfruntat au legătură cu aspecte de respect de sine, iar a crede în tine poate fi o provocare acum. Urmează-ți afinitatea naturală spre un proiect și spre rezultatele sale și asta te va împuternici. Pești, ai putea simți că este de datoria ta să gestionezi totul ce vine în calea ta, dar dacă gândești așa, ai putea să te întrebi de ce te-ai lăsat așa implicat. Forțele cosmice îți sugerează că nu trebuie să faci nimic de unul singur. Ai putea să te duci în exterior și să ceri ajutor, chiar dacă este ceva ce nu îți face plăcere. Prietenii tăi se pot dovedi foarte susținători. Relatează realitatea.net.